Vă doresc și voi să aveți o oază de liniște, în care să vă regăsiți liniștea și să vă trăiți viața frumos. E o chestie care Păticău și spune, învață să trăiești. Eu vreau să-mi trăiesc viața liniștit. Atât vă spun. Nu mai mă amenințați, vă rog din suflet, nu mă amenințați. Nu mă mai amenințați. Că-mi tăiați doanele, vă rog eu frumos, nu mă mai amenințați. Domnul Costeluș, v-am spus până acum că nu mi-e frică de noastră, dar nu m-ați amenințat așa tare ca acum. Nu m-a sunat nici n-ai până acum, că n-ai până acum știam un om deosebit și un om cu caracter și... Nici nu vreau să vorbesc de dânsul, că... M-am jurat de băiat și el? Păi mai amenințat n-ai, că mă tai, că mă omor, că îmi faci, că îndregi, că tu ești șmecher, că... Dacă voi vreți să facem o lecție de viață, o facem. Vă rog din suflet, lăsați-mă în pace, vreau să trăiesc liniștit, cum am trăit și până acum, cum am trăit și pentru cealaltă. Data zic, vă rog frumos, lăsați-mă să trăiesc liniștit. Uite, eu așa trăiesc. Trăiesc în natură. Și vreau să trăiesc în natură. Mama mea e moartă, dacă m-am jurat de mamă, s-ar putea să cheme după ei. Măicuța mea m-a iubit foarte mult. Și măicuța mea mă viază de acolo de sus. În sus e măicuța. În dreapta e Dumnezeu. Pe mijloc sunt domnii procurori care le urez succes în acest dosar, să fie sănătoși. Și ce să vă spun, domnilor, poate reușiți dumneavoastră să faceți curățenie pe această platformă. Cred că a venit momentul și... Nu știu, s-aude ceva pe aici, nu știu ce s-aude. Uite cum mă strigă și acum. Vă rog frumos, cred că sunt acolo pe un copac și cred că mă amenință. Vă rog frumos, mă amenințați. Băi, vă pup pe toți, vă mulțumesc pentru susținere. Nu mai înjurați, vă rog din suflet. Vă rog, nu înjurați. Dacă vă simțiți ceva și v-a deranjat pe ceva pe această platformă, e sifon. Dacă sunt, mi-a zis acum că sunt sifon. Păi stați-mă că mai devreme a pus domnul Costeluș o înregistrare cu mine când îmi ceream scuze la el și îi ziceam să lase familia în pace. Nu scuze, l-am rugat, băi, ia, lasă-mi copiii în pace, nu ți-am făcut nimic. Chiar el a pus-o. Ori sunt sifon, ori sunt sifon. Adică eu vreau să fiu dulce, să te respect, să spun, băi, gata, mă, lasă-mă familia în pace, ia-mă pe mine, că eu sunt călit, de acum, de până în tot ce mă până aia, să mă gălește-mă, bagă-mă pe aici, bagă-mă pe aici, până zis că îmi tai urechea de aici până aici. Tai în tendonul de aici, ideal, de aici. Vezi că îmi tai tendonul de aici. Vezi că mi-l tai și pe asta de partea asta, la altă. Că mă pui în scaun cu rotile. Să fie electric, te rog frumos, și să meargă pe drumul de ăsta, de off-road. Dacă tot îmi dai, vreau un scaun off-road. Te rog frumos că trebuie să ajung pe aici, pe la munte. Am animale și mă dau în judecată, mă ceartă, doamne, doamne, dacă nu le hrănesc. Iubiți animalele, sunt cele mai sincere după pământul ăsta. Jucați-vă cu ele, iubiți-le. Vă iubesc necondiționat animale, îți spuneți eu ce vă spun. Sunt cele mai sincere ființe după planeta asta și iubesc animalele. Și o să vin acasă. Am vrut să stau aici o săptămână. Am vrut să stau aici. Da, mi s-a uscat, dar sincer n-am mâncat și mi s-a uscat și gura, că trebuie să am urcat de vreo două ori pe aceea ca să vorbim la telefon. Băi, încă o dată, nu mai joați numele meu, nu am nimic, nu, Carlo, te rog din suflet, nu, tot dacă ai tu ceva personal cu ei, discutați voi personal în privat, dar nu m-am băgat pe în spectacolul ăsta, că e un spectacol care e mult prea greu și nu vreau ca lumea să, cum i-a și zis că te-am pus eu pe tine să, dacă eu te-am pus, uite, poți să spui, nu știu, eu zic că am clarificat și chestia asta cu Calu, le-am spus că nu l-am pus eu și mă jura pe mine ca să-l calmeze pe Calu. La mine nu merge să cu un jur pe mine ca să nu mai înjur el sau mă jur pe mine pentru Alin. Ai ceva cu Alin, în jur pe Alin, ai ceva cu ăla, în jur pe ăla, ai ceva cu ăla, în jur pe ăla. Toate astea în viață sunt personalizate. Noi în viață avem un CNP care este unic. Nu are nimeni CNP-ul meu și nimeni CNP-ul lui Alin. Deci când iei pe unul și în jur, ia-l pe CNP direct. Pac, 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 pac și înjură pe CNP, tati. Băiatul meu are un CNP, familia mea are mai multe CNP-uri. Deci noi suntem unicați în viață prin faptul că avem fiecare un CNP al nostru care nu se repetă niciodată. Și atunci este normal ca să nu juri în masă, în jură personal, ia-l pe personal, pe om. Nu, și familia, și copil. Ok, ați văzut că m-a deranjat copilul, ați început să te bărâți pe copil. Copilul meu nu vrea să vă lase în pace, adică la modul că nu care ceva cu voi, nu vrea să vă lase, vrea să vă cunoască personal în tribunal și la parchet. Copilul meu. Este foarte, foarte inteligent, scrie și să scrie. Îl pregătesc anul ăsta, trebuie să dea și bacul. Și a zis că vrea să ia lucrarea de diplomă cu voi. A zis, tati, eu vreau să învăț și vreau să văd, poate reușesc să iau bacul de acum și când mă duc la bac să-mi dea decât diploma. Ar fi minunat, adică chiar m-aș simți extraordinar de bine.
Să nu dea bacul cu voi, tati. Aveți grijă și voi, nebunilor. Să nu-i pun și meditații, că am doi avocați care sunt ăștia, pe, că el vrea să intre la drept penal, știi? Și am doi avocați și au zis că vor să-l mediteze pentru acest bac. Cred că așa a zis. Avocații pentru... Da, se poate, da, că el de la drept, vrea să dea la drept. Uite, dacă te sucești, pierzi credibilitate. Ai dreptate, Laurențiu. Dacă mă sucești, pierd. Vă pup cu drag, băi, încoate zic, nu mă înjurați, vă rog din sufletul meu, dacă mă respectați, dacă țineți la mine, dacă nu neapărat să rețineți, că nu ne-am cunoscut personal, dacă voi considerați că eu am greșit, înjurați-mă în privat pe mine sau ce vreți voi, nu mă înjurați pe această platformă, lăsați-o să fim pe ei liberi, hai să ne bucurăm de ea, să râdem, hai să facem alt content pe ea, nu știu, provocări de astea, nu știu, uite, v-ați, unii dintre voi v-ați rupt cămășa după voi tricourile, eu nu mi-arunc niciun tricou după mine, unii v-ați urcat pe lustre, unii v-ați urcat pe dulapuri, eu nu m-am urcat pe dulapuri. N-am văzut șmecher niciodată să urce pe vreun dulap. Niciodată. Și am văzut-o de asta că ai cerut, ai sunat la un penitenciar să-ți facă loc acolo. Ai presimțit ceva, ai știut ceva, ai premoniții, ai... Nu știu, am văzut că ai sunat la un penitenciar, mi s-a promis sau... Că mi-a trimis cineva că ai sunat la un penitenciar. Ai sunat acum azi sau ai sunat pentru viitor? Nu mai știu. Vă pup, să fiți sănătoși, vă respect, să aveți o zi minunată, frumoasă, mă duc să mănânc. Nu sunt dat în Spania n-ai atât verdeață. Sunt în România, aici, la o distanță scurtă de satele astea de la țară. Erai curios unde sunt, ai și aflat, mulțumesc frumos, Gina, mulțumesc frumos toată lumea, vă sărut cu drag. Oamenii care mă judecați, sunați, uite, aveți aia cu petițiile, dați acolo la petiție și reclamați-mă acolo că aveți petițiile aia care mă judecați. Oamenii care judecă pe el, faceți același lucru. Să nu te ceri niciodată cu un om odihnit. Ceartă-te cu un om obosit, cu un om stresat, cu un om care nu îi arde de nimic. Un om odihnit are mult timp să gândească. Uite, eu acum... îmi relaxez, îmi încarc creierul cu oxigen. Oxigenul e foarte bun pentru creier și pentru organism. Nu beau, nu fumez, nu mă droghez. Mi-aș dori, dacă acei domn polițiști simțiți că acel personaj este foarte agresiv, faceți un test de droguri să vedem dacă are vreo substanță care îl agită. Probabil că de-aia l-a agitat și de-aia m-a certat. Vă pup cu drag. Cred că am vrut să închid acest live. Nu mai spuneți nimic în numele meu, nu vă pun pe nimeni, nu îl înjurați pe absolut nimeni. Hai să fim noi civilizați, hai să dăm noi, să plece de la noi educația, să le arătăm că noi nu înjurăm și putem să ne apărăm drepturile și fără înjurături. Înjurăturile sunt pentru stradă, pentru noi nu suntem golan de stradă. Deși putem să cobor, te cobor puțin mai jos, pot să devin și eu golan, dar nu mai am frecvență și nu pot să vă arăt. Deci degeaba mă duc. Așa că mai bine nu mai ce sus. Am randat așa un pic să vedeți că pot să fii, să cerți un om și fără să fii agresiv. Vezi că a vorbit Adrian Cordonan Costeluș și se oprește. Tati, toată stima, nu trebuie să vorbească nimeni, vă rog din sufletul meu. Nu mai apelați la el, vă rog frumos, și eu am vorbit cu el, am crezut că se potrivește. Singura mea rugăminte a fost să iasă pe live, să-și ceară scuze la băiatul meu. Și a fost atâta rugăminte, bă, cât l-ai înjurat pe băiatul meu, două ore, cereți-mă și scuze două ore la băiatul meu, uite, intri cu el și... Tati, iar nu știu că am uite, ești tu naitul, vinovat. Dar tactul fire, pe mine putea să mă jure, știi? Adică, da, tactul e nenorocit, nu mă deranja. Da, lăsați-mă copiii în pace. Dacă voi nu puteți să faceți copii, vedeți că acum este un program care se acordă asistență pentru vitro, mi se pare că îi spune, nu știu cum. Deci dacă nu puteți lua substanțe și vă diminuează testosteronul, această substanță din corpul vostru care creează copii nu mai are aceeași putere ca asta, apelați la un medic. Toate sunt cu buget de la stat, adică le puteți primi gratis. Copiii noștri care am făcut, noi am făcut din dragoste că ne-am iubit și copiii n-au vină, copiii nu au vină, ce vină are un copil că sunt eu prost. Dacă eu sunt prost, ce treabă are copilul sărac? Că l-aș vedea drumul în viață. Mai devreme sau mai târziu își ia drumul în viață și noi rămânem singuri. Eu mă duc jos că mi s-a uscat și gura, aici e destul de aer puternic. Vreau să mă oxigenez, să mă gândesc bine și vreau să mă odihnesc și eu vreau să fac mișcare fiindcă să nu obosesc. Vă iubesc și să un pic, m-a întrebat aici, sunteți suficient, stai aici, mi-a zis o fată, sunt suficient și să nu mai fac, da, nu știu, băi, cândva era o lege asta, nu știu pe unde, că niște oameni aveau un ADN foarte nenorocit, li se interzicea să mai procreeze pentru a nu da și alte probleme.
nu-i normal, lăsați-i. A zis că, da, sunt homo, homo sapiens, adevărat. Nu vreau să-l jignesc încă o dată, să fiți sănătos, tati, am ieșit încă o dată ca să spun, m-ați acuzat că vă înjură ăla și că din cauza mea că l-am pus eu, m-ați acuzat că vă înjură Alin și că, nu mă, v-am jurat, vă tu cu Alin, te-ai jurat toată viața ta pe platforma asta, tu cu Alin l-ai denigrat și v-ați denigrat amândoi împreună, voi doi ați greșit că v-ați luat de femeile unul la altul, ceea ce n-ar o treabă femeile cu voi, la femeia, cu seria femeia voastră, Morena n-avea treabă să fie înjurată, nu știu de ce Morena s-a apucat și m-a jurat pe mine, să fie sănătoasă, dacă așa au considerat ei. Lui Tatăl îmi spune să nu te iert, Costeluș, vorbește cu lumea din chat. Dacă lumea din chat, când intru, spune, vă rog frumos, iertați-l, poate mă sucesc. Nata Daniel, te pup frumos, tati, te pup frumos, domnul nostru care este Ministerul de Interne. Te atâțu, cred că o să ajung pe la colegii tăi, te pup și te iubesc, poate ne vedem pe acolo. I love you. Lăsați șmecheria. Nu sunteți șmecheri. Dacă erați șmecheri, nu mai cerșați pe TikTok. Dacă erați șmecheri, nu umblați cu o dubă de 2000 de euro. Luați și voi o dubă de aia care e 15.000 de euro. Să nu fugiți direct în serviciu. Nu vă mai vorbesc, că după aia vă supărați iar pe mine. Voi aveți dreptul să mă înjurați, eu n-am dreptul să vă spun niște lucruri reale care sunt în realitate. Băi, intrați toți pe petiții.ro, intrați petiții.ro, Ministerul de Interne, acolo aveți o petiție. Spuneți clar, am văzut că ne-a deranjat, am vrea să fie pe această platformă mai multă liniște. Iar cei din Ministerul de Interne vor pune o petiție în Parlamentul României, unde s-au sesizat și câți puțin deputați. Stai un pic ce spune domnul Daniel Natea. Oamenii ar trebui să stea la baza șmecheriei, dar suntem departe. Daniele, eu nu, tu știi clar că eu nu sunt șmecher, știi că toată lumea o respect, am încercat să ajut toți sportivii, nu doar judo, orice sportiv. Și nu merit să fiu bat jocorit de unul pe la sfârma asta, n-am vrut să... Petiții.ro, vă rog, dar atenție, Ministerul de Interne, dacă sunt mai multe petiții, puteți să puneți mai multe de asta. Și acolo, dacă vă puneți, nu vă cheamă nimeni decât e în calcul și să strâng mai multe de asta. Cu cât sunt mai multe, cu atât această platformă va fi mai curată. Și ar fi păcat ca domnii din Parlamentul României să nu promulge o lege în Parlament în care acest TikTok să nu se mai înjure. Ar fi mai frumos să nu mai ne înjurăm. Să facem provocări, să ne tunem în cap, să ne vopsim bărbile, să ne urcăm pe sub frigider, pe frigider. Unii au pupat toalete, unii au pupat, nu știu, brichete, unii și-au dat foc, unii s-au bărbirit, unii s-au tuns. Ok, faceți-le, pentru asta vă las banii, dar nu mai înjurați, că nu cred că va plăti nimeni, bă, înjură în continuu, știi? Și cei care vă uitați pe un live unde înjură foarte mult, o să vedeți că vă încărcați foarte mult negativ. Și la un moment dat o să înjurați și voi. Ce spune ce un tip? Ce ai, Costeluș? Că e Costeluș un caracter frumos. Costeluș a fost un caracter frumos. Eu n-am avut treabă că el până acum câteva timp când chiar mă jurase pe acolo și l-am rugat să mă lase în pace, iar m-a jurat din nou. Eu nu sunt nici X, nici Y, nu am buton de oprit, nici de start, nici de dat drumul. Am un singur buton, butonul meu se numește respect. Atâta timp cât mă respect, te respect. Niciodată n-am făcut rău la nimeni, n-o să fac rău la nimeni. Dacă îmi vrei să-mi arăți că ești cel mai șmecher din țara asta, din țara românească, au vrut să arate și alții și n-au reușit. Să mă înjure, filmați-l, trimiteți-l acolo. Filmați-l, vor frumos, toată lumea când înjură, filmați-l și încercați. Stai ce spune aici un băiat, cum stai cu drogurile? Extraordinar, am curat să merg la orice test, am curat să uit acum la orice oră, las ușile deschise. Nu am consumat niciodată, nu o să vă consuma niciodată. Sunt un om care a meditat totdeauna contra drogurilor. Și am spus stop drogurile. Drogurile vă distrug copiii. Vă distrug familiile. Sunt mai rău ca păcănelele. Deci drogurile n-au ce căuta. Și oamenii când sunt drogați ar trebui, exact când mergi cu mașina și te-a prins un drogat și ți-a carentul la fel și dacă nu te drogat pe un net și începi să faci urât, ar trebui acel net să se sezeze, să te oprească. Lăsați naiba drogurile, trăiți-vă viața, că viața e scurtă și frumoasă, iubiți-vă. Mă omoară, Mădălin chiar cred că vrea să mă omoare, chiar mă simt în pericol. Cei de la Inspectoratul de Poliție Română, investigații criminale. Vă rog frumos să aveți noastră grijă cu acești oameni care sunt foarte, foarte, foarte periculoși. Vă respect meseria, să fiți sănătoși, hai să respectăm și infractorii, haideți și ei să fie sănătoși, că avem nevoie de ei, că fără ei nu realizăm nimic din viața asta. Uite, aveam o viață foarte, foarte liniștită și m-am trezit brusc cu înjurături, cu amenințări, că mă taie, că mă sparge, că mă omoară. Respect Poliția Română, respect domnii procurori, respect domnii judecători. Dacă nu să doriți să luați măsuri, verificați acele e-mail-uri care s-au trimit zeci, sute de mesaje. Petiții, citiți-le și dacă nu o să cunzeați că trebuie să luați o măsură pe acest TikTok, luați-o.